dintr-un kilogram reprezintă? Așa. Ne dau niște numere, 500 grame, 250 da. Grame. Da. Deci o jumătate, 1 pe 2 din kilogram. Da. Egal cu? Mai multe variante. 500 grame, trebuie să transformăm mai întâi kilogramul în gram. 500, deci, 500. Cu apucată nu mai scrieți, transformă kilogramul în gram. Pe care dă numai da? În gram. Da. Bun. Deci, să spunem, cât înseamnă? 1 kilogram în gram. Deci 1 kilogram, 1 kilogram. Egal cu 1000, 1000 și acum 1000 împărțit la 2 și ne dă 500. 1 pe 2, toată lumea lucrează, da? Dar nu m-am păcălit. Dar n-am zis 1 pe 2. Dacă e 1000 de kilograme. E 500 de grame. Deci 1 kilogram este egal cu 1000 de grame, da? Este sigur? Păi, nu da, este 1000. Nu. E bine. Da, e bine. 1 pe 2 dintr-un kilogram. 500 grame. Egal jumătatea da, adică de 500 de grame. Bun. Dar care este jumătatea metrului? O jumătate de metru cât înseamnă? 500 de... În decimetri. Jumătatea metrului în decimetri. A, păi așa este 5. 5 decimetri. Sau în centimetri? În centimetri, așa este 50. 50, că 100 însemna un metru, de jumătatea 50. 5 milimetri? 500. Da. 500, corect. Cât însemna? 10 dan. Care-i jumătate? Un sfertul lui 10 dan. 10 decan. Metri? În metri. 10 decametri în metri? Da, un sfert din 25. Un sfert? Deci cât ai zis? 25? Deci 10 dan. 10 dan. În metri vine 100. Și 100 dar un dan, un singur dan. Un singur de... 5. În ce? Deci. Un singur dan în metru. În metru? Da. Un dan? Păi metru? Păi ne dă... Vine un gram, păi pot face la tablă. 10 împărțit 4? Un dan, un decametru, un decametru. În metri. Îl ducem în metri, în metri. Deci, da. Da. Egal câți metri? Câți metri? Păi, stai, 10 metri. 10 metri. Egal cu 10 metri. 10 împărțit 4 nu se poate. 10 metri. Ba da, se poate, numai că ne dă cu rest. Păi, nu se face împărțirea exactă, nu? Da, și ne făcându-se totuși, noi coborâm încă un pas și ne ducem la așa. Cine? La decimetri și la decimetri vin. Ia să vedem. Egal mai departe. Se transformă în decimetri, nu? Egal mai departe, în decimetri. 10 metri în decimetri? Da. 100. 100, sigur că da, 100 de... Și sfertul ăsta este 25. Decimetri și o pătrime din dam, zicem 1 pe 4 din un dam, 1 pe 4 dintr-un decametru. Din m? Dam. O pătrime din dam. Dam. Egal. Dam, nu dm. A, dam. Decametru. O pătrime din decametru egal cu o pătrime din 100 decimetri. Că poți face. Da, și este 25. Egal cu 25? Da, egal cu 25. Și dacă mai coborâm o scară la centimetri, este 25. Și dacă mai coborâm cum 25? Deci... Metri. Nu, e bine, da. 25 decimetri. Gata. Deci, care este rostul unităților de măsură? Atunci când n-am putut face împărțirea, ați văzut? Ce am făcut? Am mai coborât o treaptă și împărțirea lui 100 la 4 s-a putut. Dar 10 la 4, 10 metri la 4 nu se poate. Și atunci am mai coborât un pas, da? Iată, mergem mai departe. Așa. Se dau numerele 125 și 5. Suma dintre suma... Deci se dau numerele, două numere. O scrii și tu, Ștefania. Se dau numerele 125 și 5. Da. Suma dintre... Și B. Da. 5. Suma dintre suma, diferența câtul și produsul lor este... Suma dintre suma lor. Deci, mai întâi să facem suma lor.
135 plus 5. 130. Asta e suma. Și după suma. Suma dintre suma. Deci suma dintre am făcut suma. Diferența. Facem diferența. Diferența dintre 125 minus 5. 120. 110. Da. Cătul împărțirii lui 125. 125 împărțit la 5. Cătul este poți face. 125 împărțit la 5. Păi 5 în 12 merge de 2 ori. Ne rămâne 2, 25 în 5 merge 5 ori. De 5 ori câte 25 face 125. Da. Deci face cât aici? 25. Și după produsul. Și produsul lor. 125 ori 5. Poți să fac? Poți să fac eu. Odată. 5 ori 5, 25, 5 scriu 2 de țin. Deci 125, Ștefania, mă ajutăți? 125 ori 5. Te rog, Ștefania, ia. 5 ori 25 și cu 1 și cu 2. Da, și cu 2 2 10. 2 scriem în numerele. 5 ori 1 5 și cu 1 6. 625. Și acum trebuie să facem suma acestor numere. Că zice suma dintre. Da. Sumă, diferență, cât și produs. De 130 cu 120 deci, face. Ne interesează suma S mare care este formată din 130 plus 120 plus 25 și plus 625. Da. Poți să vă ajut? Nu zero. Mă ajutați voi. 0 cu 0 face... 5 cu 5, 10. 0 scrieți 1 deci reține. 0, 0 scrie și 1 reține. 1 cu 3, 4 cu 2, 6 cu... 1 același cu 3, deci fac 4 și cu 2. 6, 6 cu 2, 8, 8 cu 2, 10. 0 scrie 1 reține. Da. 1 cu 1 din cap 2, 2 cu 1, 3 cu 6, 3 cu 6, 9, 3 și cu 2, am uitat pe 2. 3 cu 2, nu că am făcut. Sutele. Da, 3. Deci 2, 3 și cu 6, 9. Da, 900. Da, 900 este răspunsul, corect. Poetul Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850. 15 ianuarie. 1850. 15 ianuarie. 1850. 15 ianuarie. Da. 1850. Da. Și a trăit 39 de ani și 5 luni. Spuneți, 39 de ani și 5 luni. Da, 39 ani. Și 5 luni. Și 5 luni. Află data morții sale. Data morții sale este 15 mai 1889. Cum a făcut el vezi multe? Cu multe, profe. Cu multe efort, nu? Mult. Multe calcule, da? Nu. Ia să vedem. Deci, poetul se naște pe 15 ianuarie 1850 și trăiește 39 de ani și 5 luni. Dar fără partea cu grame și cu măcar. Nu, asta n-are nicio treabă, că astea se probleme de la urmă. Păi, uităm acolo. Da. Deci... Este născut la 15 ianuarie 1850 și trăiește 39 de ani și 5 luni. Când știu eu cum se face. Adunăm lunile. Adunăm lunile. Știu eu cum se face. Deci eu... Păi adunăm 1850 plus 39 al ani. 1850 da. Cu 39. Deci 1850 plus 39, ca să vedem anul morții, da? Da. Și ne 9, dă 9 după 8. 8 și 1. 1889. Și după adunăm 15 cu 5. 15 cu 5? Stai. Nu, că aia nu, 15 e ziua, noi trebuie să adunăm lunile. Asta e, meri cu peri? Putem aduna meri cu peri, nu? Ce 15 este? Meri cu peri, adică zile cu luni. Nu. Nu-i posibil așa, da? Deci la ianuarie mai punem încă 5 luni. Februarie, martie, aprilie, mai. Deci el spune, punem o lună februarie, martie, april, mai, iunie. Mai, iunie. Așa. Da? Deci se duce în iunie
Dacă vedem exact la 15... Deci, 5 luni. Dacă la 15 ianuarie mai punem 5 luni, înseamnă că tot pe 15 iunie vine. Da? El vine așa, la 15 ianuarie când punem o lună de zile, se duce 15 februarie. 15 februarie, încă o lună de zile, 15 martie. Pe urmă 15 april, 15 mai și 15 iunie. Deci anul morții l-am descoperit, 1889. Așadar, de ce dat, recun la Doamne, Doamne, în 15 iunie 1889. Da? 15 iunie 1889. Dar altă problemă? În care dintre desenele următoare este coloarea? Asta nu. Pierdem timp? Nu avem culori? Da, pierdem. Nu, Ricky, pierdem timp că este... Spune în care dintre desenele următoare este colorat fracția 1 pe 3 dintr-un întreg. Dar vrea să facă toate desenele. Aici are un talent de... Poți să fac eu? Figura A. Da. Figura B. Eu fac pe ultima. Da. B. Figura C. Și fac pe D-a. Dar scrie B. Scrie B pe ala. Ala-i B, da? Așa. Și corectă este cea care am făcut-o eu, 1 pe 3. Da. Era da, pe deci, care reprezintă o treime, nu? Da, 1 pe 3. Și mai asta, pentru că... Și scrie și cât reprezintă asta? 1, 2, 3. Dar nu este bună, asta nu e fracție, pentru că tot da. Trebuie să fie cale, da? Da. Deci nu se împărțite în mod egal, așa nici acolo la triunghi, nici în partea alta, de abia în partea aceea. Corect. Hai să vedem repede următoarea. Următoarea este, colorează pătratele pe care sunt scrise, așa în fine, dublu celui mai mic număr de două cifre este. Poți să scriu cel mai mic număr de două cifre la tablă și să fac cel mai mic număr de două cifre, Ștefania. Îl știu eu. Ștefania, cel mai mic număr de două cifre. Am spus-o. De două cifre? Da. 10. 10. Și 10 ori 2, că dublu 20. 20, da? Cel mai mic număr din dublu, două cifre este 10. Dar cel mai mare număr din 3 cifre. Din 3 cifre? 999. Deci, cum ați spus? 999. Cel mai mare număr din 3 cifre. Pot eu să-l fac? 999. 999, corect. Era dublu. Dar dublul lui. Pot să fac eu. Dublul lui cât ar fi? Hai să vedem. Deci 9 ori 2, 18. Deci 8 scriu 1, rețin. 2 ori 9, 18. 8 scriu cu 1... 18 cu 1 reținut, 19. 9 scriu 1, rețin. 998. Nu, 1998. Da, 1998. Păi eu știți cum aș fi făcut? Aș făcut dublul lui 1000. Dublul lui 1000 fac 2000. Și fiindcă am scos pe 1 odată, nu? A zis cel mai mic odată 1 și scot încă 1, nu? Da. Scad 2. Practic din 2000 scad pe 2 și face 1900. Dar, întrebare, care este dublul lui 999? 1990. Nu, greșit. Poftim? Dublul lui, triplul lui 999 este 2997. Deci triplul lui 999, da? Poți să-l fac? Triplu. 3, dacă ar fi fost 1000, dacă ar fi fost 1000, face 3000. Dar fiindcă fiecare pierde câte unul, din 3000, da? Din 3000 scădem 3-ul, că fiecare ăsta pierde un 1. Da? Ăsta pierde un 1. Ce fiecare pierde? Și vine 7, 9, 9, 2997.
Deci poanta este așa. 999 plus 999 plus 999. Asta înseamnă triplul 999, da? De trei ori adunat. Și cum fiecare pierde câte un 1, atunci din 3.000, cât ar fi dat dacă ar fi fost 1.000, scad pe 3. Un 1 aici, un 1 aici, un 1 aici. Iată, rapid făcut. Decât să fac 999 ori 3, 3 ori 9, 27, 3 ori 9, 27 cu 2, 29, 3 ori 9, 27 cu 2, 29, adică să fac așa, am scăzut din 3.000 pe 3 și merge foarte repede, da? Da, așa. Scrie cu cifre romane în ce secol se încadrează evenimentele următoare. Unirea Principatelor Române, 1859 sec. 1859. Ce secol? Dar spune, scrie cu cifre romane. Am scris în secolul 9. Este în secolul al doilea. Stați, cum era cu secolul? Un secol înseamnă 100 de ani. În viață. Da. Un secol da, în viață. 100 de ani. Da. Păi 9 secole. Nu 8 secole. Că n-avem cum să scriem 19 secole. 9 secole, da, 9. Că a spus că atunci când ajungem la 1000, adică 1 milion, începem din nou cu secolul 1, secolul 2, secolul 3. Păi am ajuns la 1000. Păi da, asta înseamnă că am început iarăși. Deci este secolul al mileniu. Mileniu 3, secolul al 19-lea. Mileniul al 2-lea, că deja s-a început. Păi da, mileniul al 2-lea, corect. Deci în mileniul al 2-lea, secolul al 9-lea. Deci secolul al 9-lea, da? Da. Am început deja 800. Da, pe secolul al 2-lea. Desăvârșirea unui... A, da, în cifre romane trebuie să scriem secolul. Păi, da. Adică 9... 1... Linia X. Așa, deci 9 așa înseamnă, da? Ok, apoi. Desfășurarea Unității Naționale a României 1981. Câte secole? Păi este 10 secole. 10 secole. Deci cât? 1000? 1981. 1981. 10 secole. Este al doilea mileniu și secolul al 10-lea. Da. Pe care s-a început. Da. Deci s-a început de așa, da? Bine. Deci, bun. Aderarea României la U.E. 2007 este al treilea mileniu și secolul al 1. Deci în 2007 a fost aderarea, nu? La UE. Așa și este... Mileniul al treilea, că deja s-a început. Secolul al trei. Da. Deci mileniul al treilea, da? Și secolul este întâi, da? Da. Secolul întâi, corect. Da, și altceva? Completează căsuțele cu numere potrivite. 100 împărțit 2, 50. 50 împărțit 100, 5. 100, cum? 100 împărțit 2, 50. Împărțit la 2. Egal 50. Egal 50, da? 50 împărțit la 5, 10. 50 împărțit la 5, egal cu 10. 10 plus 70, 80. Egal cu 80. 80 împărțit la 4, 20. 80 împărțit la 4, egal cu 20. 20 împărțit la 10, 2. 20 împărțit la 10, egal cu 2. Păi, dar copii, dar astea le puteți face voi acasă? Da. De ce trageți de mine aici ca să facem porcării mari de astea? Deci, o emisiune la televizor începe la ora 19 și 25 minute. Deci începe emisiunea la 19, 19 și 25 minute. 25 minute. Ea durează o oră. La ora 19 și... 25 minute. 25 minute. Ea durează o H... și 45 minute. Durează un H și 25 minute. 25 minute. La ce oră se termină? Poți să spun, poți să fac, poți să fac la tablă, vă rog, vă dau un leu, vă dau mită. Ce ai comit, a? Poți să fac. Păi, nu mă mai vede tu de altă dată, toată ziua. Nu mă mai dau bani. Da. Este 45, o oră și 45. O oră și 45, da. Da. Deci face... Nu mă mai dau bani. Da. O, deci o 19 ore și cu o oră
fac 20, da? Face ora 20 și 10 minute, prof. 20 și... 10 minute, prof. 45 plus 25 fac... 5 cu 50. Și 70 minute, luăm 10 minute, ca să le dăbe, 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 face... Păi atunci 21. Nu, nu, prof. De ce, mă? Mai sunt 10 minute. Mai sunt 10 minute. 19 plus 1. La 19 plus 1, fac 20 mai bine o oră din partea asta, nu face ora 21. Dar, aici nu avem varianta cu 21 și 10. Da, nu avem. Păi, dar e o greșeală. E 20? Nu, proful nu e greșeală. Nu e greșeală, greșeală, că e proful, dar 19 cu o oră, face 20, da. Nu face... Da, dar și 25 cu 45 fac 60 și 70 de minute. Deci, într-adevăr. Stați, deci 20 de minute. Dar nici 20 și 70 de minute n-avem. Atunci e greșit și gata. N-avem noi aici. Dar noi nu știm asta, că e corect ce spunem. Dar n-avem noi aici modelul de asta. Păi dar atunci scrie 21 și 10, nu? 21 și... A, bine, în loc de să vă pun... Așa, și 10 minute, da? Da. Pentru că fac 70, 60. Asta o facem acasă, că e foarte... Bine, deci, elevii... Nu. Desenul alătura reprezintă o fața unui cub mare. Din câte cuburi... Da, scopate. Nu, e cuburi. Deci, am și eu dubii. Ai dubii. Da, dubii mare, cât... El vrea să facă desenul de asta. Am înțeles, am înțeles că are dubia. Dar are 9 pătrățele, trebuia să facem 3 ori, 3 și... Bine, bine. Mai avem 1, 2, 3, 4, 4. 4? Da. 1, 2, 3, 4. Italia? 1, 2, 3, 4. Așa, avem 9 pătrățele. Și ne întreabă. Desenul alătura reprezintă o fața unui cub mare. Din câte cubuleți este compus cubul mare? Păi, eu sunt 9 cubuleți, că sunt 3 rânduri, 3 cubulețe, 9 doar. Stai că n-am înțeles nimic, băi. Uite, sunt 9 cube, 3, 8, 3, 9, gata. Stai, eu m-am ghidat după 9 pentru că spunea cubulețe și cu când practic... Cubulețele din... deci, spune așa... Păi, da, da, eu m-am gândit cu fanția asta. Păi, da, așa m-am gândit și eu, doar că... Spune desenul alătura reprezintă o față a unui cub mare. Din câte cubulețe se compune cubul mare? Deci, din câte cubulețe se compune? Eu am luat cubulețe. Da, deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 11, unde? Deci, bine, 9, astea, 9, 10, 11, 12, 13 și 14. Din câte este format ăsta? A. Și el însuși, nu? Și el însuși, spre număra și pe el. A, bine, atunci 14. Dacă îl numărăm și pe el. Și pe el, nu, în final. Și el poate să fie... Bine, 14. Deci, practic, vedem numai o față, da? Copii, am înțeles că vedem numai o față din cub. El câte are cubul? În mod de... Cât are un cub? Are 9. Câte are? Deci, ce-a spus? Un cub, am câte fețe are un cub? 6, nu? 6 fețe, da. Da. 4 așa și... Păi ea face desenul la cub. Da. Deci, iată, aproximativ ăsta e un cub. Da, mai... Mai... De la rici. Modă... La rici. Da, la rici. A, modă așa. Nouă. Are 6 fețe. 6 fețe, da. 4, 5, 6, așa, după, completează căsuțele libere cu numerele care fac posibile operațiile indicate. Da, o face acasă. Reconstituie adunarea înlocuind literele cu cifrele. Deci, spune așa, ne dă Anua plus Oana plus Ioana egal 15.755. Ioana. Ricky e Oana, Ioana. Păi, a, Oana. Da. Oana, da, cu O. Mai pune una aici și strânge eu. Nu strânge nu. Ce mai bun la ta. Păi, da. Uite, a venit un băiat. Da. Oh, cum zis? Deci, Ana plus Oana. Ioana.
Ioana. Da? Da. Cine e de urmări? Eu știu, 1, 2, 3, 4. 15.755. Între 15.000? 700.599. Eu inițial am scris, am scris și eu un număr la halal, dacă să ne dea... Deci la halal, doar că după aia acum mi-am dat seama că astea trebuie să fie identice, astea trei identice, astea trei identice. Iu trebuie să fie 1. Iu trebuie să fie 1. Corect. Deci da. Da, o cum zero, scris. O U ce e? O numere. Nu, 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 nu. Păi o deci ar putea, ar putea fi 2 și 3. De ce 2 și 3? Așa mi-a venit. Păi da. Că așa mi-a venit. Hai, hai să... Știu eu, proful. Stați. Da, aici este 5, 5, 5 și ne dă 15. Bun. Ce scriu, nu rețin. Ok, apoi... Deci pe asta luăm 5. 5. Deci să vedem. Au trebuie să fie 5, 4, vite, okay, da? Ok, haideți să vedem. Așa. Așa. Ok, și ne dă 15. Bun. Ce scriu, nu rețin. Nu... Nu ar putea fi... 3 ori, deci 4, 12... Ah, păi poate fi 1, 1, 1. A, nu, că ai ales și 4 după cum nu rețin. Deci 1-1 nu merge ca să și adunăm 1-1. Să ne dea 14. Să ne dea 14. Da, da, noi mi trebuie să fie atât că și ești A înseamnă... A, păi aici trebuie să ne dea 16 atunci. 5, că 5... Trebuie să reținem 2. Trebuie să reținem 2 de aici, da? De aici să reținem 2 ca să facă 17. Deci trebuie să ne dea un număr 22. Deci... 25? Da, trebuie să ne dea 25. Păi, dar 24 n-ar fi bun? 24 și cu unul venit din spate să facă treaba? 23 atunci și cu unul 24. 3 ori cât fac 24? 3 ori cât fac 24? Păi 3 de lână. Da, oricum fac 24. Da. Păi trebuie să ne dea cu 5 aici, poful. Trebuie să ne dea 5. Păi da, mai vine un 1 de aici. În spate. 6. Ai zis 5, 5, 5. Păi aici se ne dea 24 și plus 1, 25. Perfect. 3 ori cât se facă 24? 24 pătrat la 3. Adică? Este, stați mai puțin, este 8. 8? Da. Sigur că deci, da. Deci aici este 8. 8. Așa. Aici e 5, cum a zis Rigin, mai păi cât 5, ai ușor. Trebuie să rămână 5, că l-am pus așa aici, îl pune și acolo. Da, și aici ne dă 17. 17. Unul l-am reținut. 1, 5. Și cât să fie 8 ca să facă 5? 2 de 8. 15. 2 de 8. Stai să vedem. 2 da, de da, 8. Merge. Aici să fie 7, 7 și cu 1 reținut, 7, 8, 2, 14 și cu 1 reținut, 15. Deci înscriu 1 reținut. Deci, deci 7, 7. Și le iesă. Și ăsta e... Sau au mai putea... 7. Da, e bine. Da. E bine. Și ăsta 0, atunci... O mai putea să fie 2. 2 plus 2, 4 și cu 1, 5. Și eu 1. Da. Da? Eu egal cu 1. Cred că așa, că tu dacă îmi spui, îmi spui pe O, atenție, dacă mi-ai luat cu, fii atentă, Noemi, da. Dacă ai zis 7 și 7, 14, și I măcar 1 să fie, când e începutul numărului, și numărul la început trebuie să fie de 0. Și atunci, dacă ai pus 7 și cu 7, 14 și cu 1, 1 și cu 1 fac 2. Și mă strici jocul. Deci nu-și merge 7, ci 2. A, bine. 2, 2, 4 și cu 1 care a venit din urmă 5 și 1 aici, e 1. Bine. Da? Iată. Deci... N-ai, n-ai vrut să fie atent. Bă, da, am fost atent. Da, ai fost atent? Da. Deci, hai să vedem. Cei 3 de A au i 5. Să vedem dacă lucrează acum. 3 ori 5, 15. Stați că n-am scris unul. Stați. Da, 15. 15 și scriu un rețin. 3 ori 8, 24 cu 1, 25 și scriu 2 rețin. 3 ori 5, 15 și 2, 2 17. 17. Deci cu 2, 4 cu 1, 5 și 1, 1, 1, 1. Așa, după, mai e 1.
Ia să vedem, mai e că nu. A, dar nu, e alt exercițiu. Să vedem alt exercițiu, hai. Așa, la un con... Să mă corectez, nu știu ce zic. Spun? Dar unde, ce-ai greșit tu? Să vedem. Că eu știu ce am făcut. Eu știu ce am făcut. 7, 5, 5, 5, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 0. Am revenit, e clar, așa trebuie să fie. Așa, deci, la un centru de produse lactate s-au vândut în prima zi 84 litri de lapte, iar în a doua zi 92 litri. Deci prima zi 84 litri. Da, de lapte. Iar în a doua zi 92 de litri. De lapte, nu lapte. Da, tot lapte. Așa. Încasându-se cu 40 de lei mai mult decât în prima zi. Deci, în a doua zi s-au încasat cu 40 de lei mai mult decât în prima zi. Adică dacă aici s-a încasat suma IES, în a doua zi IES plus 40, nu? Da. Un litru de lapte costă, păi, 5 lei. Da. Dar știți cum am aflat eu proful? Deci am făcut 92 de litri minus 84 de litri. Așa, da. Să vadă cu cât s-au vândut mai multe în a doua zi. Da. Da? Deci 92 minus 84. Deci 92 minus 84. Și 4 din 12, 8. Deci 8 litri mai mult. Și fie că s-a încasat cu 40 lei mai mult. 40 împărțit la 8 și ne dă 5. Deci, da? 40 împărțit la 8 și egal cu 5, da, corect. Deci 5 litri. 5 lei e litru, da? 5 lei litru. Bun. Deci vedem, și cam asta a fost problema, nu? Da, gata. E, bă, acum să vă dau și una. Cât este ceasul? Dar făcuse înainte. Încă nu au venit copii. O, bă, da. Acum, e 31. Gata. Să mă auzi bună, o să arătăm o să...